În al prezințitul Teodosie i-a premiat pe câștigătorii proiectului școlar România în sărbătoare. Evenimentul a fost organizat la Biblioteca Arhiepiscopiei Tomisului din Constanța. 35 de școli din județul Constanța au participat la a doua ediție a proiectului școlar educațional România în sărbătoare. Elevii care au câștigat etapele județene la categoriile eseu și fotografie au fost premiați de înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Voi sunteți în grija noastră, în purtarea de grijă a bisericii noastre, de aceea vă mulțumim că v-ați implicat. Și iată, nu sunt numai cei de naționalitate română, ci și de alte naționalități, pentru că toți cei ce locuim în acest teritoriu, în cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului, toți suntem o familie. Și cei care au posibilități mai mari trebuie să ajute pe cei care au posibilități mai mici. Noi vă mulțumim că v-ați implicat, că ați creat și voi ceva pentru țara noastră. V-ați arătat încrezători în ceea ce ați primit de la Dumnezeu ca să înmulțiți, de aceea noi astăzi vă premiem. Să fiți bucuroși că prin ceea ce aveți puteți să și dăruiți. Și noi vă dăruim dragostea și purtarea noastră de grijă. Astăzi este un moment de sărbătoare, deoarece am ajuns la finalul proiectului România în sărbătoare. Proiect a ajuns la a doua ediție. În cadrul acestui proiect am sărbătorit mai multe evenimente istorice ce au avut loc anul acesta și anul trecut, și anume alipirea Dobrogei la țara mamă și sărbătorirea centenarului, 100 de ani. Am inițiat o serie de concursuri. Astăzi am avut premiera concursurilor județene, la etapele eseu, fotografie, și am inițiat o etapă specială pentru copiii cu nevoi speciale. Ne-am gândit că și ei sunt copiii noștri și ei trebuie tratați ca niște copii normali și integrați, întrucât îi reprezintă și ei viitorul României. Copiii au primit cu bucurie, s-au implicat. Am avut în jur de 35 de școli implicate. A fost o selecție destul de riguroasă a lucrărilor. Pe lângă aceste concursuri am avut și dezbateri la care ei au fost foarte activi. Proiectul cuprinde două etape și se întinde pe parcursul celor două semestre ale anului școlar 2018-2019. Astfel, activitățile propuse pentru primul semestru au cuprins dezbateri în școli cu participarea unor invitați speciali, precum și diferite concursuri. Iar în al doilea semestru vor fi desfășurate activități dedicate satului românesc.